Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou clip. Boys, astăzi o reacționăm la un nou montaj și promit că e ultimul de săptămâna asta, după vin doar clipuri normale. V-a plăcut seria asta, am primit o grămadă feedback pozitiv de la chestia asta, să ne uităm împreună la montaje, iar astăzi să ne uităm la un campion care a jucat de foarte, foarte, prea mulți jucători de divizii mici și foarte puțin jucat în Halo. Dar o să vedem exact de ce. Mare parte din play-uri probabil nu sunt din... nu știu, Challenger 5000 LP, probabil sunt din Gold, Plat și așa mai departe și o să vedem astăzi de ce îi place la lumea atât de mult campionul ăsta. Aolo, mi-a spart timpanul, stați, sorry. Așa, bun, nu uitați, dați voi acolo câte un like, desele, subscribe. Dacă vă uitați la premieră, nu uitați că nu e live, e premieră. Și intrați în descriere, aveți acolo canalul de TFT unde o să postez astăzi. N-am postat 2 zile pentru că am uitat, efectiv am uitat că există canalul ăla, sorry. Dar o să postăm din nou astăzi, așa că dați un ochi pe acolo. Bineînțeles și la Orlo și a filmat acolo un clip cu mine în care pot să zic că clipul a avut succes. S-a realizat scopul clipului. Era vorba despre un item, dar acum hai să ne focusăm pe ce se întâmplă aici. În momentul ăsta nu e un play imens, probabil o să fugă de Tryndamere până îi dă. Dar de ce are Divine Sunderer? Ce? Da, ok, whatever, ok, hai să vedem pacalii. Bun, își dă eu pe ăsta. Ok, își dă rău, bă, asta vorbeam cu Dani înainte să filmez clipul. Bă, mi se pare ireal, campionul ăsta poate să ajungă din frontline în backline instant și după aia dacă cumva are eu în frontline, ajunge înapoi în frontline și... ok, ok, nu, cred, apare n-ai nimic nevoie de pasivă, probabil o moară de ne. Se vede că e low elogin și-a dat zonia instant, că ăla n-am mai avea eu. Dar ok, au dat comeback. E ok, bun, decât ăsta cât are, 10-3. Băi, destul de în față, vedea că reușește să-i oprească pe toți. Ok, și-a ratat eu, I guess. Ok, frumos dodge. Bun, dacă e și... ok. Ok. Ok, da. Ok. Da, las-o așa. Las-o așa. Bun, hai să vedem Kiana. Uite, asta cea că nu știu, divizia un pic mai mică, gen, am înțeles intenția să-și dea eu direct pe aia, dar s-a aruncat direct în perete unde Kian ar fi dat ultimata, adică, ce? Mă rog, e ok. Își dă eu, au, și arată că eu, mamă, zici că sunt eu, asta, bun, frumos e, îl băituiește pe ăsta, nice, bun, i-a pus Ignite-ul, gen, sunt eu play-uri, dar, gen, campionul merge super bine, ok, nice, frumos doge la rândă Jinx, fără să vrea. Ok, nice. Era în față, că a luat foarte mult gol pe el. Ați venit pe Yasuo. Da, oricum, cred că l-o moară. Da, a jucat un pic cam prost acolo, că s-a băgat direct în tornada lui, dar, mă rog. Stai, ce face Akali? Ok, Akali vs. Necromartin, let's go! Cât de mici a dat Lee Sin... Mă, aici a avut puțin bulan, n-o să zic nu, adică... Aici chiar a avut puțin bulan. Bă, dar nu știu, mi se pare, adică gen, nu au scoruri impresionante, gen, dacă au scoruri impresionante, nu au farm bun, adică cu itemele nu sunt super ahead. Și totuși, dă un damage campionul ăsta impresionant de mult. Mă rog, am înțeles de ce e jucat atât de mult, gen, Akali e un campion care pe lei nu poate să moară atât de ușor. Pentru că ai W-ul, da, dacă cumva să zice că îți vine Hecarim, nu știu, Zac la gang, îți dai W-ul, te faci invizibil, îți dai E-ul și deja ești un Latinian Tower, adică... Ce vrei mai mult? Că tot vorbeam mai devreme, că poate să ajungă de un backline, un frontline și mai departe. Ăsta e exemplu perfect! Bă, perfect, tu e pe Lucian? Efectiv, ăia i-a ignorat, l-a bătut pe Lucian și s-a salvat pe Wukong. Perfect. Hai să vedem ce face aici. Bun, vine Udyr. Dar nu și-a pasiva, ce face, bă? Ok, whatever, l-a bătut fără. Ok, nice run. Și acum dă rune. What? A vrut să-l dea la predic la Flay sau... Care a fost? Mă rog, poate, vă, a ieșit bine, nu să nu fim rotăcioși. Bun, 7-2. Hai să vedem pe Pike. Doamne, cât de mici de pe ea ăla, 700, bun, mă, cât de-n față era Pike-ul. Ok, ok, l-a omorât pe Shaco-n invis. Aoleu, și-a ratat eu. Na, it's fine, mă, te vor. Am făcut quadra kill 1v4. Ok, bro. Ok, hai să-l vedem, ce face aici. Își dă rău, frumos, își dă eu, bate și pe ăsta, acum cu Q. Avea 2-0, adică... Ok, aici are 3-4, hai să vedem ce se întâmplă, are 3-4. Ok, nice.
Ok, ok, hai să vă explic. Gen, e clar, divizie mică, de ce? Să duce acum în asta, da? Aici, putea să dea Q direct să teleporteze în ea, ia apoi să dea Hida. S-a dus prin W-ul de Casiopea, da? Care îți dă grounded și nu poți să-ți dai ultimata. Și uite cât a trebuit să meargă ca să riște să nu moară, gen. Cam și uite, nu l-a bătut nici pe Brown. Așa. Gen, dar oricum campionul în sine, uite, are 8-8. Deci are 8-8, 73 farm în 28 de minute. E Iron, bă, băiatule. Și apare Natasha. Uite și tu. What? A făcut penta, nu? Ea face penta. A făcut penta cu 73 farm în 30 de minute, mă. Bă, pe bune, mă. Nice, frumos. Oh, ok. Asta era smurf. Frumos, hai. Triple. Nu știu ce limbă e, dar... Sunt interesant. Ah, ok, nu. Am văzut bug-ul la W-ul de nu. Hai să vedem ce face aici. Bă, reușire nu se prinde. Păi aici, dă rup. Aia foarte bine. Holy, l-a prins-o cu... A prins-o cu eu pe Jana. Bă, nu știu, campionul e super fantuaj, dar e super greu de jucat, sincer. Am încercat, eu nu mai pot. Înainte mă jucam foarte mult Akali, Akali veche. Dar acum... Nu prea mai merge. Ok, să vedem ce face. Să vedem ce face aici. Ok. Și la flash, trash. L-a bătut pe trash. Ăsta e Saiyan de la. L-a bătut doi oameni în patru. Ok. E ok, e super ok. Bun, dar, bun, deci are 0-1-3-7 CS în minutul 7. Orice laner ar fi fost dead acum. Hai să vedem ce face versus Darius. Gen, mă aștept să facă kill că e montaj. I-a dat efectiv doar o rotație. Ok. Ia eu ăla. Ok, nu-i pasă de cușca lui Veigar. Bombă. Nu s-a pus nici ever frost-ul. Ok. Doamne, ce le face? Și era super în spate. Uite și asta, 9-8, adică și 100 ție să mi-o duc 30. Ok, zonia... Nu știu dacă a fost cea mai bună alegere zonia aia. Ok, nice. Ok, nice. Triple kill. Dar cred că aici moare, da, acolo murea din cauza la bomba la Tristan, gen. Frumos. Haide. Trec mai fiul versus Aleku, chec. Ok. Bă, nu știu ce să zic, gen. Nu știu dacă a fost misplay-ul lui Mastery. Gen, uite. A dat clip pe lângă el. Ce-a făcut, bă, Mastery ăla, mă, mâncați. Bun, are 0-1, da? Are 0-1, are 0-1. Bă, are 0, bă, are 0-1, realizați? Oricum, campionul e high skill level, așa că până la urmă, dacă nimerești toate abilitățile aia, trebuie să fie un reward foarte mare ca și damage pentru combo. Mă gândesc, adică cam asta ar fi logica din spatele a ce se întâmplă, ok? Și-a luat stun, cred, da? Și nu poți zici... Da, scap. Of course că scap. Oh my god, ok? Oh, ok, ok. Tu, om, dacă... Imaginați-vă că Yumi n-a apucat să pună click-ul pe el. Cred că n-a apucat să pună click-ul pe el, Yumi. Ok, nice. Nu știu dacă i-a dat damage. Dar ce face? Să bată în hit-uri cu el? Ești de eu? Nu-mi știu că ești de eu și scapă de Kog'Maw. E real. Frumos. Frumos. Pe bune, frumos. Pe bune, frumos. Ok, versus Yasuo. Băi, versus Yasuo e nașpa că îți oprește Q, nu? Cred. Ok, nice. Nice. Ha? Hai! Ok. Dar nu-mi știu că-i dă... Pă bune. Pă bune că asta face cu 3 tanci. Pă bune. Are Night Harvest, nici măcar n-are Brief Maker sau ceva să zici că... Ok, bun, să bagă în 3 oameni. O bate pe asta, aproape. Ok, ok. Cred că dacă continua acolo pe SDA îl bătea, sau? Da, cred că a murit sau ceva, adică... Dar a fost frumos că a reușit să scoată 3 oameni din doi oameni din trei acolo pe mine. Ok, să vedem pe ăsta. Un 0 are. Ups, așa. Cum a făcut chestia asta? Asta spune că era matenal altceva.
Stai așa. Ok. Dar are 1.8. Are Rift Maker, mă. Ah, ok, are Rift Maker. Dacă avea și Conqueror, doamne, cum era aici. Ok, 16.4, 100 CS. Ceva. Momentul 32, 113 CS, adică... Știu că e greu să farmezi cu el la început, dar după... E super ușor să farmezi, adică asta vreau să zic, că clar e divizie destul de micuță, gen. Ok, are Rift Maker aici și Ignite, cel mai probabil o să-l bată... O să-l bată și pe Ciogat, o să bată cam greu pe Ciogat, că văd că e destul de în față Ciogatul ăla, da, na, e level 11, are 2 level peste el. O să vedem. Dă-ți eu! Ok, i-a dat Ignite, nice. Dar n-avea Conqueror, iar n-are Conqueror, what? Joacă toată lumea să joacă cu Electro, nu mai e bun Conqueror, Akali? Ok, asta a fost super clean. Dar la fel avea 38 CS în minutul 10, sunteți nebun, că dacă fac așa ceva, mă înjură toată lumea pe live. Mi-a dat lumea, uee, ok, e bătut pe toți, dar farm-ul, gen, what? What? Ah, ok, Kog'Maw. Wow. Ok, hai să vedem ce facem Veigar. Și mie cred că poate să fie mai rapid decât ăla lui. Ok? LOL, LOL. Că a trecut fix pe... Ok, Poppy top, asta e Akali top, 002, 46 minute 8, ăsta-i decent, ăsta-i decent, ăsta-i decent. Aia e deja prima parte din Rift Maker, hai să vedem cum o să funcționeze aici. Ok, și acum ieși râd lateral? Yeah. A fost super obvious faza. E chiar cea mai smart decizie să o iei. Ok? W? Ok? Bun, eu? A, l-a bătut și pe ăla, da, nu știu. Deci... A, by the way, clipul ăsta l-aveți în descriere, acolo vă să de pe ce canal ne uita la montaje. Băi, deci, așa, o mică paranteză despre campionul ăsta, pe care l-am jucat o grămadă de timp, dar nu l-am jucat pe ăsta nou foarte mult. Na, nu știu, nu m-a atras, whatever. Chiar dacă a luat 500.000 de nerfuri, încă e bună, încă e foarte bună pentru cine știe ce face cu ea. În divizii mici, aparent, e jucată non-stop, credeți-ne, mereu când încerc să filmez un clip în divizii mici, non-stop dăm da Akali dacă nu-i banată, pentru că lumea o ia, că e un campion care, efectiv, nu știu, sincer, dacă joci Akali, nu ai cum să intezi. Efectiv, mie așa mi se pare, intezi doar dacă ești tu pro și vrei tu neapărat să te bazi. Dacă tu vrei, zici, băi, eu o să am 0 dead-uri, nu contează de kill-uri, da, eu nu ne referim de kill-uri, poate că nu faci niciunul pe lane, 1v1. Dar dacă nu vreau să am 0 dead-uri, 0 dead-uri poți să ai cu Akali, pentru că e super mobilă, ai ultimata, dacă cumva jungla adversă vine din spatele tău, poți să dai râu pe el să te teleportezi, să pleci mai departe, poți să stai super safe pe lane. Într-adevăr, cu CS-ul e puțin de tot mai greu, pentru că, na, fiind asasin, are abilități doar pentru one target, în afară de Q, bineînțeles. Dar Q nu dă cine știe ce damage până, nu știu, să zicem, până la level 11, când deja, sau până la level 9, hai să zicem că termin un item și un pic, care atunci să zici că dă one shot la minionii din spate și poți să zici că e cât de cât decent să farmezi cu Akali, dar în rest, mi se pare puțin cam greu să farmezi cu ea, dar imaginați-vă dacă avea un kit super bun și pentru farming, adică cam ce mai vrei de la campion, trebuie să ai și el acolo balansare. Ia și cam asta a fost campionul Akali. Mâine o să scoatem clipul și a buff Irelia. Probabil o să vedeți jucând Irelia, nu știu. Am chef sincer zilele astea să trag niște Draven, așa că o să facem stream în care ne jucăm niște Draven. Și cam aia e. Cred că o să abordez iar stilul TMF pe care l-am abordat foarte mult timp săptămâna asta. Adică să mă joc ce am chef. Pentru că, nu știu, m-am cam plictisit puțin de tryharding sau ceva, că oricum, cum am zis, pot să fiu și silver, pot să fiu și challenger, voi oricum vă uitați la mine pentru mine și gameplay-ul cât de cât e el decent. Deci astăzi pe stream, în seara asta pe stream, o să tragem niște Draven, ori normale să facem level 30 pe contul ăla, ori la ranked în diamond, să ne luăm demote pe conturi, cred. Deci acum cred că înțelegeți de ce Smurfa contul meu are mai de 10.000 de ori mai multe meciuri decât mainurile, pentru că acolo mă joc, ba mă joc AD carry într-o zi, ba mă joc jungle, ba mă joc top lane și așa mai departe. Main role-ul rămâne acolo pe jungle, dar m-am cam plictisit. Am avut într-adevăr multe meciuri
bad pe jungle, nu mai am un campion care să-mi placă așa, să facă plăcere să mă joc. Momentan, poate și că o să-mi ia cheful peste 2-3 zile, dar momentan n-am, așa că vreau să tragem niște gameplay de AD Carry zilele astea, că am chef să mă joc Draven. Ăsta e singurul scop care fac. Hai, ne auzim la următorul clip, dați acolo cu un subscribe, like și toate cele. Nu uitați să intrați și pe canalul de TFT, ne auzim pe live de seara. Pa, pa!